Grupul a apărut ca reacție la ce am văzut atunci ca și o propagandă destul de puternică a mișcării antivaccinare în grupuri de părinți. Facebook a devenit un loc unde părinții acum se adună pentru a schimba păreri despre diverse lucruri și, evident, vaccinarea e unul dintre acele subiecte. Iar în grupul de părinți destul de mari de la momentul 2013, era destul de propagandă antivaccinare. Cu, nu se știe cât succes, însă era acolo insidios, inclusă în grupuri. Și atunci exista și un grup pro și contra, care n-a avut mult succes până se declara contra, de fapt. Și a zis, ok, trebuie să deschizi un grup pro. S-a deschis grupul pro, au venit oameni din diverse medii, medici, oameni de pe internet. Grupul s-a declarat de la început pro și fiind destul de clar în separația dintre acceptăm să vă informăm despre ce nu știți bine și discutăm orice conspirație vă place, pentru că așa este liber și libertatea de exprimare și alte asemenea. Nu, grupul este construit pentru a fi un loc pentru cei care au nevoie de informație, cu înțelegerea că la finalul discuției sau cu înțelegerea faptului că ei vor fi încurajați să vaccineze, pentru că asta este recomandarea generală pentru părinți, pentru copii, în toată lumea, pentru adulți și pentru copii. Și grupul a crescut, cred că a ajuns la vreo 10.000 de membri undeva în 2016, deci a crescut destul de încet, după care a început epidemia de rujolă și de atunci creștem cam cu 1.000 de membri pe lună, net pozitiv, adică mai și pleacă oameni după ce s-au informat și au aflat ce interesează, dar avem net pozitiv de 1.000 de membri pe lună și asta s-a menținut constant până am ajuns acum la 76.000 de membri. Este în prezent cel mai mare grup pro-vaccinare de pe internet. Tot internetul, nu doar România, e cel mai mare grup pro-vaccinare de pe internet. Rolul lui esențial este să ajute părinții din România sau dacă sunt în alte țări, dar știu română cu atât mai bine, să vaccineze, să ia decizia corectă privind vaccinarea, să oferim informație conform cu ghidurile, protocoalele existente la nivelul organismelor internaționale, să clarificăm mituri, să explicăm ce este o reacție adversă, ce nu e o reacție adversă, unde sunt asocieri reale, unde nu sunt asocieri reale și tot așa. Și în sensul ăsta, cred că face un lucru bun. Există oameni pe grup care au venit pe grup convinși de niște mituri antivaccinare și pe care i-ați ajutat să se răzgândească? Mi-au spus mulți părinți că aș vrea să recupereze vaccinarea copiilor de la acum au 3 ani și nu au vaccinat niciodată, ce ar trebui să fac ca să recupereze. Uneori am întrebat, măi, de ce recuperezi de-abia acum? Și mi-a spus, până acum eram antivaccinare, am citit, am înțeles, am vorbit cu medici și până la urmă am decis să recuperez. Cam asta e principalul mod în care aflăm că am influențat pozitiv. Nu suntem neapărat singurii cei care influențează, dar avem un rol de influențare a părinților în direcția corectă. Când vine vorba de să fie cineva complet împotrivă și să fie migrat către o poziție pro, nu știu, nu amintesc o persoană individual, dar cred că sunt. Cred că sunt oameni care au văzut grupul, au văzut că suntem constanți în a spune același lucru de fiecare dată și că nu este variație în ceea ce spunem când e vorba de discuta diverse aspecte ale vaccinării. Avem și medici în grup care pot să răspundă la întrebările mai complicate. Și atunci are un rol această constanță în a fi, da, e nevoie să vaccinezi, da, rujeola este o boală care poate ucide, da, bolile astea sunt grave, da, informația de aici, de aici, de aici este considerată medical corectă și de aici, de aici, de aici nu, și tot așa. Are o credibilitate când ai mereu aceeași informație disponibilă. De unde ar trebui să-și iau oamenii informații corecte? Foarte multă lume are acces la internet sau la televizor, însă, sau la televiziune, însă dezinformările sunt și pe internet și la televiziune circulă foarte multe mituri pe teme de sănătate. În cazul acesta specific al vaccinării, informațiile sunt destul de simple și singura întrebare care merită pusă este, există vreo țară undeva în lume, vreo organizație profesională de medici, vreo un
corp superstatal, gen ONU sau OMS sau așa, care nu recomandă vaccinare. Există cineva undeva care nu este o persoană individuală undeva pe internet care nu recomandă vaccinarea și răspunsul este nu. Prin urmare, ai cel mai mare nivel de acord la nivel global asupra unui lucru, respectiv vaccinarea este bună, salvează vieți și nu mai mor copii dacă îi vaccinăm. Probabil că foarte puțin lucruri sunt atât de puțin controversate la nivel global, nu la nivel individual. La nivel individual sunt controverse pentru că oamenii nu știu cât de mare este acest nivel de acord global. Cât e vorba de informare, e dificil să te informezi dacă nu ai o bază de cunoștințe uneori, minimală, nu este mai mare de clasa a 8-a necesară, ca să poți să analizezi informația, să-ți pui întrebarea dacă asta este adevărat, ce altceva devine fals? Dacă asta este real, cât de mare este impactul în lume? Un exemplu simplu este, sunt acei promotori ai energiei fără consum, adică free energy se numesc în engleză. Practic generezi electricitate sau energie dintr-un proces care este mult prea simplu și ei spun că dacă primesc suficientă finanțare de la cine știe ce patroni generoși, vor putea să creeze energie gratuită, electricitate gratuită pentru toată planeta. Asta încalcă lucruri de bază din fizică și din chimie și din tot ce știm despre cum se generează energia în fizică și poate fi efectiv eliminată ca și teorie. Nu există metodă de a genera mai multă energie decât consumi. Nu avem cum în universul în care trăim. Asta e unul. Apoi avem Pământul plat, care iară se bazează pe niște idei, pe niște conspirații, pe niște neînțelegeri ale lumii așa cum este ea și care pot fi demontate cu în 5 minute dacă faci un mic efort. Sunt chestiuni care uneori par foarte simple sau sunt ușor de crezut pentru că par intuitiv corecte. Și aici este o luptă între tine când îți urmezi intuiția, adică emoția, ceea ce te conduce ca emoție, și atunci când îți urmezi rațiunea. Emoțional pot să cred foarte multe lucruri, mai ales dacă cineva mă stârnește să cred un lucru greșit, dacă sunt încurajat să am o emoție legată de ceva anume. Când mi se spune șocant, uimitor, spectaculos, toate astea creează o emoție. Și apoi fac următoarea parte a titlului, îl fac foarte credibil, pentru că mi-a creat o emoție și sunt deja dispus să cred. Dar mergând înapoi și citind rațional, poate chiar textul acelui articol, care de obicei nu se potrivește cu titlul, descoperim că e spectaculos că cineva a mers la piață și i s-a făcut o poză. Sau descoperim că este șocant că i-a căzut mărul din plasă. Lucruri banale, care n-au niciun fel de importanță. Și atunci, la fel se întâmplă și când e vorba de știință. Se iau, în special pe medicină, se merge foarte mult pe șoc, pe factorul de șoc, pe această idee că medicii sunt într-o conspirație să omoare copii, să facă rău, să una alta, și se uită de faptul că, până la urmă, toți sunt oameni, nimeni nu își pune în scop în lista de zi cu zi, astăzi trebuie să omor 5 copii.